Dacă vrei să apari în următorul meu episod, apasă chiar acum butonul de like, abonează-te la acest canal, activează clopoțelul și scrie în comentarii jocul tău preferat, literă cu literă, mai exact o singură literă pe comentariu, fără să fii întrerupt. Iar eu voi alege de fiecare dată 5 oameni care să apară în următorul meu episod. Succes! Salutare, frați și surori, mă numesc Varus Iancu, sper că aveți o zi minunată și bine ați revenit, nu gândeam că o să mai zic asta de multe ori, la un nou episod de Brawl Stars, guys. Ei bine, după cum știți, nu am mai postat Brawl Stars destul de mult timp, bă, și cât timp am plecat de pe Brawl Stars, guys, s-au întâmplat niște lucruri super, super mișto. Mai exact, este vorba, deci, nici nu mai trebuie să mă prezint, bro, deci dacă prezint, deci, ca și cum aș vorbi singur, bro. Toată lumea știe că în curând în Brawl Stars se va adăuga un nou brawler pe nume Stu, care va fi gratis la 10.000 de trofee. Chestia asta, vă zic, să vă dau așa un mic storytime înainte să vă prezint ceva foarte, foarte mișto în legătură cu acest brawler Stu. Să vă zic, sincer, când am auzit că o să primesc un nou brawler pe Brawl Stars, bă, m-am bucurat așa de mult. Eram, bă, oricum eu sunt super ghinezi la boxuri, primesc acum brawlerul rupt tot. Dar după am văzut că băieții înseamnă gratis la 10.000 de trofee pentru voi. Vă dați seama că pentru voi nu e o mare problemă, băieții, dar eu am două conturi de Brawl Stars, n-am 10.000 de trofee adunat. La unul am 3.000, la unul am 4.000, deci dă 7.000 și ceva, că am 4.000 și ceva. Deci am 7.000 adunat pe două conturi. Deci pentru voi 100% e o mare bucurie, dar mie, sincer, de Brawl Stars ar trebui să mă joc vreo săptămână non-stop, să le iau și eu cum nu știu să mă joc. E nașpa rău de tot, guys. Însă, totodată am zis să fac un episod pentru voi, pentru că am găsit niște chestii super, super mișto cu Brawl Stars înainte de update. Respectiv, în acest episod, o să vă prezint o chestie de care nu s-a zis niciodată și pe Reddit spune că o să se adauge odată cu acest brawler. Și pe lângă asta o să vă arăt gameplay cu el și nu în, când zic gameplay nu mai refer la gameplay în Brawl Stars în training camp. O să vă arăt gameplay cu el în showdown, losing position și winning position-ul lui. Însă totodată ați văzut că v-am zis de chestia asta că o să se mai adauge o chestie cu el odată la update. Este o chestie, o idee super, super mișto pe Reddit, care cică ar da startul cu Stu, gen, adică acum că se adaugă brawl ăsta, acum a venit și ideea asta. Mai exact, timp de, să spunem așa, vreo câteva zile, să mai fie încă o hartă specială și asta să fie, gen, asta s-a nimerit acum să fie cu Stu, însă să fie așa de fiecare dată, respectiv să fie o hartă specială pentru acel brawler care să arate, uite, de exemplu, ceva de genul. Uite-se, vă, cât de mișto arată harta asta, chiar acum o vezi pe ecran, este harta cu Stu, adică 100% ați văzut hărți de astea super custom pe Brawl Stars în care era Crow, Leon și alți brawleri, însă harta asta mi se pare super, super mișto. Totodată, nu știu, bro, cum ai putea să joci și pe ea, gen, vă dați seama că dacă ar fi adăugat în joc, nu ar fi așa, bro, ar fi anumite de-astea spawn point-uri puse peste tot ca să fie treaba, însă eu totuși zic că ar fi o idee super, super mișto, pentru că, bă, pe celălalt joc super pe Clash Royale se adăugau chestii super mișto când se adăuga și un brawler de-asta și, bro, de ce să nu fie și pe bro ăsta? Iar acum, guys, am pregătit pentru voi o filmare super mișto. Am zis la începutul clipului că avem ceva, cam ceva special pentru voi. Mai ales un gameplay și un winning losing position al lui Stu. Ca să vedeți, bro, înainte să se bage update-ul, cum o să arate Stu ăsta. L-am luat de pe internet, este foarte, foarte mișto ăsta, nu știu ce intro e. Prima dată, guys, o să le vedeți pe băiatul ăsta Stu. Ăsta este skin-ul lui, dar ce mai probabil știți deja chestia asta, Superstar Stu. Arată super, super mișto, după cum vedeți, băiatul ăsta îl are teoretic, vedeți? Adică poate să-l selecteze. Noi nu avem opțiunea asta de select, da? Deci momentan nimeni nu are, pentru că update-ul trebuie să fie adăugat, dar se adaugă săptămâna viitoare. Deci după cum vedeți, au aici Star Power gadgetele de care, hai să vedem, de 0 Drag, Stuz, Nitro Boost, Super Power, Super Dash Distance Increase by 71%, deci dă 71% boost-ul, nice. Și ăsta îi dă 500 viață. Bă, niște chestii, bă, nu wow, dar foarte, foarte mișto, adică super ajutătoare și de-astea. Aici avem statisticile lui care, bro, cel mai probabil știți deja de ele, este un brawler destul de, bro, e din familia, adică din familia Ricochet, Daryl, deci toți ăștia, bă, sunt super, super puternic. Și mai ales și Nani ăsta care s-a adăugat, e super, super puternic. Mă întreb, bro, oare când o să se oprească și când o să fie prima legendară din familia asta? Pentru că sunt foarte, foarte mulți brawleri de genul și până la urmă băieții n-au o legendară. O să trecem de partea în care se joacă în training camp. După cum vedeți, se joacă în training camp cu boții
Și o să trecem, guys, direct, după cum am spus, în solo showdown. Unde se joacă în solo showdown? Stau să dau asta aici mai în față. Deci vedeți, guys, în momentul de față este în solo showdown. Aici aș folosește efectiv toate abilitățile care și, pe care și le poate folosi. Arată super, super mișto chestia asta. Și eu zic, bro, că o să fiu un brawler, o să fiu un brawler tare. Deci, bă, așa dacă ar sta să mă uit, deci, pentru că hai să-și analizăm puțin situația. După cum vedeți, are range-ul ăla. Bă, range-ul ăla seamănă foarte mult cu range de la Nani. Like, pe bune, bro. Seamănă, gen, ca și cum atrage de la Nani. Mamă, dar ce dă la șmecher are. Deci, seamănă foarte mult cu ăla de la Nani. Nu seamănă cu ăla de la Ricochet. Ăla de la Ricochet, gen, când zic de range, zic chestia aia galben deschis, și ce zic? Ăla de la Ricochet e așa subțire și lung, bro. Da, ăsta e micuț așa. Cum e și ăla de la Nani. Hai să vedem când o să mai găsească și următorul brawler, bro, să-l bată. Bă, e foarte, foarte mișto cum merge. Adică e ceva unic, bro. Sincer, și mai e la 10.000 de trofee, bă, da, deci pe zice trece chiar dacă se resetează trofeele, oamenii au din ce în ce mai multe, bro. Adică știu că există băieți și cu 50.000 de trofee. Anul trecut nu se putea discuta de 50.000 de trofee, asta este clar, da, bro. Chestia asta e super, super mișto și mă gândesc, bro, mă gândesc cât de mișto ar fi să existe un brawler la 50.000 de trofee. Asta chiar ar fi super, super blană și vă dați seama că brawler ar fi super, super overpower. Ok, asta este winning animation-ul, că m-am zis că o să vi-l dau. Deci cineva așa, deci te nesut de parcă el super, super șmecher. Are și cap asta, bro, și e și blăcat așa cu steluțe. De parcă, bă, se vede pe el că e un câștigător. Arată foarte mișto. Și uitați-vă că deci are ăsta albastru. Bun, o să intrăm în jos să ne uităm și la ceilalți. Are ăsta albastru. A, aici sunt, aici da, aici se discută despre alte chestii. Dar vreau să văd și losing pose-ul lui. Uitați-vă la losing pose-ul lui, fiți atenți. Losing position-ul, bro. Asta e foarte uai, ce mișto, bro. Uai, deci mișto rău de tot ai păbun. Bă, guys, foarte, foarte mișto brawler-ul. Acum ați văzut că m-am uitat foarte mult la capul ăla. Ați văzut că are ecranul ăla albastru. Vreau să văd câți de ăștia sunt. Fiți atenți, câți de. Deci e ăsta, e Barley, care are ăsta galben. E unu odată, Barley, da? Ricochet, care are și ăsta galben, sunt doi. Daryl, trei, deci vedeți, sunt trei. Nani, tot galben are, bro. Și ăsta, deci sunt patru până acum. Nu, n-am ratat niciunul, bro. Sunt patru. Și asta este primul care are el albastru, bro. Adică nu știu, ar trebui, deci teoretic, după cum arată, man, 100% sunt legați între ei, like, n-are cum, bro, doar pentru că are el albastru deschis. Dar nu știu care sunt șansele să se continue această serie de brawler de genul. Guys, vă scrieți în comentarii ce părere aveți. Sincer, dacă vreți să revenim cu episoadele pe Brawl Stars, pentru că mie îmi place foarte, foarte mult să fac episoade pe Brawl Stars și am văzut că e o nebunie foarte mare cu brawlerul ăsta că o să se adauge, pot căuta informații pentru voi să facem un episod. Însă până atunci, eu am fost Marius Iancu, sper că v-a plăcut clipul. Ne vedem cu un episod de noi, v-am, pa, pa, toți, pa, pa.